Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, vesel de dimineața, asta înseamnă că e o zi de miercuri frumoasă și se anunță să fie frumoasă și parcursul zilei. O maximă de 10 grade astăzi, minimă undeva pe la 4 grade, de dimineață erau deja 2 grade în termometre, cel puțin în zona metropolitană. Se anunță a fi o zi cu soare și o zi și cu norișori. Și. Chiar dacă e februarie, e mai călduț și asta nu e rău. Pe principiu și o trecut, e bun trecut. Bun, mai este în principiu în viață, așa o să trebuiască aici să-l cităm pe unul din mari cuvântători în viață, puneți mari cu ghilimele de rigoare, contemporanul nostru de la Fălticeni, prietenul, invitatul meu din această dimineață, Ioan Stan, prietenul domnului Ioan Manole. Bună dimineața, maestre! Bună dimineața! Fii roata și pătrată, tot s-a mai învârte odată. Da, dar ați înghițit greu acum, așa, maestre, ori de ce? Nu, nici pe departe. Eu citesc titlurile, mă gândeam așa că la Ioan Stan sau la Ioan Stan, cum vrei, dar parcă Ioan sună mai arhaic, mai adânc, Ion, așa. Ion, da, parcă da, Ioan sună mai din strămoș, mai dar din... mai ancestral, mai cu rădăcini, da, sigur mai că din da, străfundurile istoriei noastre miraculoase și dăltuită în bâta ciobanului, știi, care sub streașina Mioriței... Cioban care are acum voie cu 6 câini. La 300 de oi. Nu, nu mai are voie. 6 câini la 300 de oi. Cum are voie, vă spun. A zis amu? A zis, da. 6 câini la 300 de oi. Da, 6 câini la 300 de oi. Accentul este important. Ca să nu fugim iarăși. Că noi începem în subiect și ne disipăm în 7. Ca să accentul cu care Ion Stan, accentul lui așa, de un om școlit la București, 26 de ani, o viață de om, accentul lui așa arhaic, rudimentar, din Stramoș, venind prin umbrele străbunilor, te fascinează, efectiv. Ce zic eu, te fascinează? Te seduce, te cutremură, te răstignește. La un moment dat, dacă asculți prea mult pe Ioan Stan, levitez cât sunt eu la 100 și hai să vezi că mă ridic dintr-o dată și în loc de aripi de șindrilă, plutesc și mă mișc. Fac așa cu putere. Deci, da, mesajul. Pe mesajul. Pe vocea lui Ioan Stan și pe mesajul lui. Dacă cineva trage heblu și nu se mai aude, cad jos. Mă zdrobesc de trotavar, știi, și de piatra, de granitul cenușiu din piața orașului. Că doar piața orașului, ce mai că e piața orașului, nu? O piață ca un mauzoleu morbid în care se petrec doar umbrele străbunilor noștri bolșevici. Că și casele tot așa sunt în centru. Acolo stau doar cei care au dus pe umeri cam 90% tot sistemul atroce al anilor, din anii 47 încoace. Mai și parveniții de după Revoluție. Mai este ce să începem? Cred că știrea zilei nu de știu, astăzi... Știrea zilei, nu știu, știrea zilei vrei să mergi pe zborul, uite, aici nu scrie nimica. Nu, zborul, scrie, cum nu scrie la gazetă? La o gazetă. La cealaltă gazetă. Bun, la o gazetă, păi dăm, cităm acea gazetă, cum? La două gazete scrie. La două, dar noi cu semnul întrebare? Nu. Fabulous. Deci trebuie să... știrea zilei de astăzi este că în PDL s-a produs schimbarea. Tot spuneam noi, tot discutam, tot semne de întrebare, tot dacă, orică că, că să vezi că n-a să fie, că să vezi că o să fie. Se pare că în zona Nostradamus va intra și primarul Lungu, cel care la un moment dat spunea că simt ziua când mă voi întoarce în PNL. Premoniție, maestre, no, predicție, a știut evident. De ce să ne ascundem după deget? A știut evident. Noi am știut, o parte dintre noi din presă, mă 12 refer, ani din de pragmatism, lui, 12 ani de pragmatism și au tăcut, pentru că au refuzat să creadă, a ști și a refuzat să crezi, a refuzat să digeri sau să prelucrezi informația, este altceva. Dar nu știu dacă neapărat de acolo de a venit. Nu, zic a ști. Deci una este a ști și a refuza să prelucreze, să refuze acest adevăr sau posibil sau ipoteză sau cum vrei să spui și una este să știi să ignori toate variantele, toate ipotezele. Un om normal, un om lucid trebuie să pună în cert variantă este că, toate... Cert este că se pare că în această săptămână sau cel puțin astăzi se va oficializa această știre candidatul PNL la funcția, la fotoliul de primar al municipiului Suceava este, paradoxal sau nu, primarul în exercițiu Ion Lungu. Știi cine va plânge cel mai mult apropo de chestiunea asta? Dumneavoastră?
Oh, eu nu, niciodată, eu mă bucur. Eu mă bucur pentru că s-a făcut lumină pe ulița noastră, adică s-a făcut lumină în orașul acesta. În orașul acesta, într-o dată s-a făcut lumină, da? Au dispărut noroaiele, diamante peste tot, măturătorii, am văzut de la Flor Construct deja, mătură diamante, mătură pietre prețioase, inele, bijuterii, teancuri de euroi legate cu elastic, nu e niciun problem, dar nici nu se uită la ele. Le aruncă la tomberon... E atâta fericire. Ah. E atâta fericire încât n-are rost să o mai diluăm cu verbe. Deci cine spuneați că este cel mai bucuros pe chestia asta, că vreau să spuneți ceva și nu. Cel mai trist este PSD-ul. Și nu glumesc aici când spun. Nu, într-adevăr. Nu glumesc când spun și de ce. PSD-ul până acum, într-adevăr, el a stat, a zâmbit, jubila. Efectiv jubila. Jubila. Știți ce spunea? Lasă-i mă să canibalizeze votul de dreapta în patru. Lasă-i în pace, noi venim pe turnantă și câștigăm. Pentru că, într-adevăr, votul de dreapta la Suceava era canibalizat. Votul, să-i spunem, ipotetic de dreapta, că doctrinile acestea și nu sunt bine delimitate, nu au frontiere clare și nici granițe foarte, foarte vizibile, chiar dacă ești la un centimetru de ele. Și să subliniem, votul teoretic de dreapta, ca să vorbim în termeni de marketing politic, da, era canibalizat pe patru paliere. Pe palierul Băișanu și oamenii lui, pe palierul Ioan Bălan și oamenii lui, ca ipoteza PNL lui certă în acele momente, pe palierul Andronache îl cheamă de la Mișcarea Populară, și oamenii talibanizați în admirația și în fascinația față de Traian Băsescu, nu față de Traian Andronache sau de Ovidiu Mili sau de Cornel Popovici, nici pe departe, față de Traian Băsescu, pentru că la noi în România este clar și cine spune altcineva, eu îi spun că este un imbecil și să se ducă la culcare. La noi în România liderii au tras partidele și nu e invers. Corect. Să fie așa asta de 26 de ani, adevăr 200% confirmat de realitățile pe care le-am trăit și pe care eu, din păcate, le-am traversat în această junglă numită presă. Și mai era, bineînțeles, Ion Lungu, candidatul propriei sale revolte, care nu vroia nici cu un partid să se ducă. De ce? Chiar dacă a fost scurtat, că neagă cei din PSD. Hai să nu fim ipocriți. Să nege să le spună la copiii oligofreni, că n-au discutat la modul pragmatic cu Ion Lungu o alternativă de trecere. O parte dintre lideri. O parte toți, dintre ele, nu toți, dar la negocieri nici nu participă dorele toți liderii. Toți membrii. Adică fiecare are hrebenciucul lui, ca să zic așa. Da, fiecare are sfărarul lui, hrebenciucul lui, eminența cenușie sau așa cum este denumită. Negocierile nu se fac în public, în săli, se fac în zone foarte bine securizate și extrem de discret. Nu, asta e de când lumea și pământul. Și probabil oamenii aceștia ce-au gândit? Îl aruncăm pe Tiberiu că ei o să se sfârșe între ei. Sunt convins că în acest fel au abordat problema. Să se canibalizeze. Lungul o să ia 18-20%, că dacă n-ai în campanie electorală oameni în comisiile de votare, ești un om pierdut. Corect. Dacă n-ai infrastructura partidului, ești un om terminat. Dacă nu ai în cea mai îndepărtată grădiniță unde ai secție de votare oamenii tăi loiali și dedicați, ești dus de acasă, s-a terminat, șansele tale sunt măcelărite. Și o să ia el 18, ăla o să ia atâta, ăla o atâta și noi venim pe turnantă și câștigăm din primul tur. Ei, în momentul de față, eu cred că în PSD Suceava, în ceea ce privește primăria municipiului Suceava, voturile este doliu național, este bocet prelung și în hohote și în cascade, pentru că încă 4 ani de zile, o spun cu certitudine, notați de ziua, 10 astăzi, 10 februarie, 10 februarie. Va pierde mandatul pe care și-l doreau. Adică de primar al municipiului, după catastrofa PSD, Ionescu, până în 2004, până la venirea lui Ion Lungu, atunci când au fost într-adevăr două tururi. Da. Ionescu a fost
fost și s-a văzut ulterior prin nenumăratele procese făcute publice de presa suceveană că a fost într-adevăr o uriașă catastrofă. Se pare că nu neapărat venirea lui Lungu nu a fost neapărat o înțelegere politică, a fost o urmare a unei consecințe, să spunem, sociologice, cel puțin acestea sunt informațiile pe care noi le avem, care au spus că măsurătorile în piața electorală, un lucru pe care noi oarecum îl știam, noi o spuneam din foarte timp. Chiar dacă îl criticam pe Lungu și îl criticăm în continuare, cel puțin eu am să-l critic pe toate palierele la care o să am acces, în ceea ce privește comportamentul lui ca edil al orașului, știi, nu neapărat aici la Bucovina TV, dar lumea e largă, poți să critici oriunde, și pe Facebook, și pe platforme, și peste tot. Facebook, dacă greșești, Facebook, domnule, Facebook? Și acasă, nu? Nu te Facebook? Critică nevasta din când în când? Nu, niciodată. Nu? Că eu nu greșesc. Adică, nu greșești, da. Dacă nu o să greșească omul, cum adică să zice să-l criticați? Bun, dar de obicei, nu vreau să fiu un misogin, dar de obicei, doamnele, critică din inerție, așa, din subconștient. Vrei, nu vrei preventiv. Adică, știi, preventiv te critică. Adică o să-l criticați dumneavoastră preventiv, în sensul că, nu, prevenția poate e mai în regulă prevenția decât faptul. Studiul sociologic a demonstrat foarte clar, cel puțin pe sursele noastre, nu? Da. Că eu în lungul stă în fața lui. Stă mult mai bine, acum nu neapărat. Nu, așa, eu spun ce zvon am auzit, da. Ce zvon, ce informații am avut eu. Că nu știu dacă tu, că eu în lungul stă în sondajele făcute incognito, adică neștiute de cei de la Suceava, stătea de două ori și ceva, adică o dată și ceva față de voturile cumulate a lui Băieșanu și a lui Balan. Adică ei aveau, să spunem, 30%, Lungul avea 37%, știi, încă aceste două însumate. Da, da. Deci, cu alte cuvinte, Băieșanu, dacă va candida pentru ALDE să fie sănătos, va fi încă un eșec al să-i spunem, al delirului politic dezlânat și dus în paroxismul, știu eu, de cârciumă sordidă, iar ceilalți să fie sănătoși, vor alerga pe turnantă doar ca să-și salveze propria imagine. Lucrurile sunt foarte clare, sunt stabilite, Ion Lungu va fi cel care va reprezenta PNL-ul în lupta electorală pentru fotoliul de primar. Rămâne de văzut cum anume se va coagula echipa care era la un moment dat formată de către Ioan Bălan și cum îl vor primi, îl vor percepe pe Ion Lungu ca și candidat, dar viața dovedește că într-adevăr ne transformăm, să spunem așa, ne transformăm inclusiv politic în funcție de nevoile pieței. Ne metamorfozăm, da? Și așa cum bate umbra soarelui vara. La o anumită oră părul are altă culoare, la o anumită oră altă culoare. E ca la mașină, ce culoare ai la mașină? De aia, bă, care se dă culoare. Da, cameleon. Da. Cameleon. Eu nu știu ce negocieri a urmat după șocul, sau dacă nu, după revelația studiilor de piață sociologice făcute. Probabil au urmat niște negocieri strict pragmatice, să politicienii nu sunt niște visători, nici... Nu sunt fecioare, nici măicuțe, nici poeți, nici autori de romane de anticipație science fiction, sunt niște regizori extrem de pragmatici. Și au găsit soluții. Și urmăresc foarte bine interesele și idealurile lor, personale. Să ducem mai încolo un picuț această discuție. Se pare însă că lucrurile în organizația PNL nu se opresc doar la Suceava. N-o să dăm deocamdată dacă nici colegii noștri n-au făcut, dar se pare că schimbările, să spunem așa, de candidați nu se opresc la Suceava. Mai există un municipiu și dumneavoastră o să trageți concluzia singuri despre cine e vorba. Un municipiu tip Republică care are o problemă în zona candidatului atunci când vorbim de PNL și vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Chiar sunt foarte curios ce se va întâmpla. Vorba, dar n-am să dau nume, evident, e corect, așa, poate și e onest față de înțelegerile realității politice. Eu am atras atenția de acum și cu tine în particular, evident, dar și pe paginile de Facebook și pe platformele electorale, că acolo, în acel loc, există o problemă. Partidul este măcelărit de comportamentul ochii opiniei publice, evident, a unui candidat. Și din punct de vedere pragmatic și din punct de vedere al realismului politic, ca să vorbim așa în termeni proletcultiști, adânci și răvășitori, interesul trebuie să... aici intervine matematica. Atâta timp cât tu, ca lider, nu ești un om carismatic, puternic, convingător, autoritar,
nu ai notorietatea ca să tragi partidul și este viceversa, devii deja o povară pentru partid. Și atunci când devii o povară pentru partid, se pune problema, noi pierdem. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să renunțăm la boală. Tăiem brațul cangrenat și rămânem cu un braț sau tăiem degetul cangrenat și rămânem cu celelalte patru și mergem mai departe. Corect. E corect așa, la urmă urmei e cinstit și cred că este și etic dacă ar și poate, dacă poate, ploja în partea poate aceasta. Nu și, și nu și prea târziu. Poate motivat de toate lucrurile astea, poate în PNL se va întâmpla ceva la modul, poate, eu cam așa o speranță și eu la modul abordării din în jurul abordării lucrurilor și prin prisma integrităților și prin prisma multor lucruri, poate va fi așa un soi de treziți-vă și faceți ceea ce trebuie să faceți, lăsați, nu vă lăsați purtați așa pe valurile victoriei și poate lucrurile vor intra într-un normal, poate. Bine. Perseverența, să știi tu, de multe ori perseverența unora le aduce supraviețuirea în politică, perseverența în propriile obsesii la un moment dat, cum e cazul lui Ștefan Alexandru Băieșanu, perseverența în propriile credințe, îndârjirea cu care își urmăresc, să-i spunem, anumite idealuri, îi determină, adică ca un efect colateral, îi susține, îi păstrează în ochii atenției opiniei publice și în același timp îi infuzează politic, le dă vitalitate. Uite, aseară pe la 12 m-a sunat cineva de la Botoșani și mi-a zis că Dragnea nu l-a confirmat pe Portariu și acolo pregătesc. E posibil să nu să fie o intoxicare, dar venea de la un prieten, poate și el la rândul lui a fost intoxicat. Voi verifica astăzi, că aseară la 1 nu puteam să verific informația. Am avut, nu știu, cred că ieri dimineață sau altă dimineață, o știre care vorbea despre faptul că la nivel național, în PSD există intenția de a schimba câțiva lideri care în opinia lor nu au performat. Ce printre numele date ca și sau mă rog, printre județele date ca și sigure, nu folosim nume, se afla și Suceava, da, și Botoșani pe partea Suceava, de municipiu și Iași și am văzut câteva Călărași, erau câteva județe. Uite, ceea ce s-a și confirmat, Niță la București. Da, ba mai mult am văzut Negoiță a plecat de bunăvoie, știi că la staliniști de bunăvoie pleci întotdeauna, de bunăvoie, nu cu pistolul și dacă scap și fără un glonț în ceafă, e minunat. Gabriela Firea a fost cea care l-a locuit la conducere pe Negoiță. A mai fost o schimbare acolo, garnitura lăsată oarecum, sau oamenii lui Victor Ponta au fost dați deoparte. Vă aduceți aminte, președinta Consiliului Național a fost lăsată ca și președinte, Rovana Plumb, cu oarecare putere în partid. Numai că Rovana Plumb a fost schimbată ieri de către Mihai Fifor. Sper să nu greșesc. Mihai Fifor l-a înlocuit-o pe Rovana Plumb. O Rovana Plumb care n-a... Fifor, știi? Și a zis că, mă, ce nume predestinat. O Rovana Plumb care nu a participat, Madame Rovana Plumb, n-a participat la această întrunire a PSD-ului la nivel național. Și un Dragnea care se mișcă dezinvolt și care își propune... Dar care și-a acceptat destinul implacabil, doamna Plumb, printr-o declarație politică pe care am auzit-o ieri la radio de vreo 20 de ori. Când n-am avut ce face, nu că îmi place de Rovana Plumb. Dar să știi, din punct de vedere politic, este un succes al celor care au gândit această schimbare. Rovana Plumb deja a intrat în folclorul, adică ea este de mult în folclorul ocult, de budoar al politicii PSD-iste la nivel planetar, de la Năstase încoace. Știi? Adică făcând așa o boltă, o punte, peste o voltă, boltă, punte, cum vreți, așa peste ani și nu mai era productivă politic, știi? Adică dacă nu ești productiv politic, trebuie să cei care iau decizii să fie corect politic, știi? Să fie politic corect, ca să vorbim așa. Iar la Suceava nu știu ce au ei de gând, la Botoșani problema este că au probabil studii făcute fără știrea celor din teritoriu, așa cum au avut și cei de la PNL și probabil cum au și la Botoșani, că primarul în funcție Portariu încă n-a fost confirmat și PSD-ul de obicei acolo unde erau certitudini, le-au confirmat de un an în urmă, chiar și de la sărbătorile de iarnă. E un mister, cu toate că Vasluiu și Botoșani
Botoșaniu sunt mai roșii ca în Duminica Orbului din 20 mai 1990. Sau la fel de roșii. Va fi foarte interesant cu ce candidat vor ieși cei de la PSD la Suceava, pentru că în aceste condiții e vorba de sacrificiu. Nu se mai înscrie nimeni. Condiții e vorba de sacrificiu și da. Deci nu va mai fi eu, știi? Da. Eu vreau și eu lasă ei să se bată între ei. Ca la școală, știi, doamna când pune întrebare cât e și care știi tot așa. Eu tovarășa. Doamna sau tovarășa. Alo. Nu aduceți de acum 100 de ani cu tovarășa. Nu e 100 de ani, domnul Dorel. Dacă priviți în urmă, tovarăș se spune în continuare, Partidul Comunist n-a murit, trăiește prin rădăcinile sare ca Mohoro, știi? Și cu reprezentantul nostru de la Suceava. Pe vară și tot mai crește, poftim? Și cu reprezentantul prin Prisma și reprezentantul nostru de la Câmpulung Moldovenesc, că spuneați de Partidul Comunist. A prietenului dumneavoastră. Personalitatea aceea stranie, Bostaca. Da, este personalitate carismatică care vine din străfundurile timpului, un fel de nemurici, ca o umbră așa fantasmagorică care bântuie orașul și mai ales cu discursul său absolut seducător. Văd o știre iarăși care mă întristează oarecum așa. Lăcrimariu, întristează știrea. Știi că Nero avea un lăcrimariu. Mario, l-ai și tu? N-ai acolo de lăcrimariu. Nu am. Păhărelul nu, pentru lacrimi. Da, dar nu am să văd. Pune ceva. Băi, deci mă descurc cumva. Sper să nu-mi cadă lacrima, să n-am una lacrima sulvizo, așa cum nu spune sulvizo, vorba. Nu sulvizo, intr-o paharo, intr-o canițo. Știrea care mă întristează și care s-ar putea să aibă, corespondență, să spunem, și în județul Suceava, vine de la Cioloș. Să mă rog, din zona guvernului. Spune așa. Un sfert dintre prefecții vor fi schimbați, iar succesorii lor vor fi numiți prin concurs, domnule Manole. Știu, lucrul ăsta se întâmplă tot aseară. Acum treaba cu concursul, hai să o lăsăm mai moale. Ideea este că un sfert din prefecții vor fi schimbați. Nu ne dă premierul niciun fel de reper. Dar nu știu de ce am eu senzația că în această listă e posibil să se regăsească și prietenul Titi? Domnul Titi, domnul instituția prefectului. Da? E posibil să găsească pe această listă mai lungă sau mai scurtă. Premierul Dacian Cioloș a declarat luni în Parlament că o parte dintre prefecți vor fi schimbați din funcție ca urmare a lipsei de performanță. Aici nu pot să cred. Domnul Titi a performat. Domnule, nu știți. La toate alea a performat foarte, să știți. Dar asta se va întâmpla de mâine, doresc. Iar cei care doresc să facă politică din scaunul de prefect vor fi invitați să-și părăsească funcția. Sursele oficiale au declarat pentru un site că nu numai valorile la acest moment activității prefecturilor, care este în curs de finalizare, aproximativ 10-12 dintre ei, adică dintre prefecți, mai mult ca perfectul, da? Adică un sfert din numărul lor ar urma să fie înlocuiți. Potrivit, o jale ceva? Plâng munții Bucovinei, plâng căprioarele la izvoare, cerbii împregătindu-se. Da, putem ști pentru cine dedicația? Pentru el, Titi. Pentru Nea Titi. Pentru Ayatollah-ul din Palatul Administrativ. Și se dedică special pentru Da, este o piesă mai frumoasă, că tot povesteam, Doina Ciobanului, pe care, dacă tot e să o dedicăm așa, am să o fluier eu, da? Ca să fie treaba. Cam sună cam așa, domnul Manole, dacă îmi permiteți. Eu vă permit, vă rog. Se îngrozește laptopul, vă rog. S-ar putea ca băieții cu trompeta să spună te iau în formație. Aia când bați tu acolo în pupitru simbolizează toba ancestrală, nu pălitura de coadă de berbec, nu? Adică nu bate berbecul cu coada așa. Nu. Bate dobașul. Dobaș. Așa se cheamă dobaș? N-am știut. Dobaș. To? Dobaș. Dobaș. Va fi... Va fi multă jale. Este deja. Este la noi aici, când oamenii vor afla, sunt convins că se vor aduna în piețele publice, vor îngenunchea și vor plânge în hohote. Iar credeți că se va întâmpla ca și în Coreea? Mai rău ca în Coreea. Adică mult mai amplu ca în Coreea și mult mai sincer. În Coreea e adevărat, stăteau aia cu baionetele cu mitralie, cu țeava de tun îndreptată în ceafa lor. Aici nu. Din pură convingere
durerea și din trăire autentică vor ieși și vor plânge. Așa că magnetizați de o furie reprimată. Știi că această nedreptate se întâmplă ayatollahului acesta care până și eu merita nu numai o statuie alături de alte statui, știi? Vorbeam noi de alte statui. Domnule, deci eu sunt un tip sensibil. Nu știu că am să pot rezista la plânsetul ăsta așa, adică generalizat. Tu vei fi surd în... Adică n-am să aud. N-ai să auzi, tu ai să citești doar consecințele în presa... Și am să încerc să-mi stăpânesc emoțiile. În presa care va fi percutant de decentă acolo la locul unde se va întâmpla miracolul, știi? Magnetismul apropo de alegeri și pentru că vin alegerile și pentru că... vorbim de candidați. O știre foarte interesantă în pagina 16 din Obiectiv de Suceava spune și cine ar putea câștiga alegerile astăzi dacă ar fi. Dintre personajele istorice, Vlad Țepeș ar fi câștigătorul unor alegeri prezidențiale ipotetice. Bă, adică avem nevoie de o țeapă, ca să zic așa. Adică avem vezi? Unde ești tu, Țepeș, Doamne? Eu nu cred că oamenii au spus Vlad Țepeș într-un mod... nu cred, sigur nu e așa. Adică i-au spus Vlad Țepeș în sensul personificării și metaforei. În niciun caz știi că ar fi candidatul Vlad Țepeș, cu toate că am mai văzut eu sondaje și interviuri în România noastră rurală când nu știau nici în ce țară trăim și cum se numește capitala României și multe altele și cum se numește pământul acesta, adică Terra, știi? Oamenii totuși ei sunt în profunzimea lor intelectuală și în dăruirea cu care trăiesc îngemănați în credință așa cum este îngemănat ăla de fasvrejul, de fasole pe porumb sau pe orice și pe copac și pe vreascuri și pe ce vrei tu, ca să se ducă spre lumină, așa cum se duce sufletul omului, spre credință, spre fericire și revelație și după aceea spre mântuire. Deci, vezi, am făcut știri la biserică, știi, și de asta am pentat de asta, te rog, nu simți cum vibrează, păi tocmai de asta, întinde mâna că te arzi. Aura, aura mea deja e pe lângă colțul pupitrului tău, cântând reîntrăgirea, știi? La modul ăsta, clopotele, da. Clopotele de la Innsbruck. Românule, deci ce vreau să vă spun și dragii mei, ce vreau să vă spun vis-a-vis de Vlad Țepeș, care a câștigat de departe alegerile, posibile alegeri prezidențiale, în această competiție, să spunem așa, au mai fost incluse câteva nume, vis-a-vis de strămoșii noștri. Deci dacă e vorba de un sondaj făcut printr-o metodă CATI numită, a unei case de sondare națională, potrivit acestei case de sondare, numai puțin de 35% dintre români l-ar alege pe Vlad Țepeș prin comparație cu 21 care l-ar vota pe Alexandru Ioan Cuza, 18 care l-ar alege pe Ștefan cel Mare și 9% care l-ar prefera pe Mihai Viteazu. Ceilalți văd aici Constantin Brâncoveanu 6%, Decebal 6%, Tudor Vladimirescu 2%. Vlad Țepeș este de departe câștigătorul acestui tur de scrutin virtual pentru prezidențiale. Ceea ce e interesant însă este cum ar fi fost votul. Dacă la Vlad Țepeș ar fi fost votat de 42% dintre bărbați și 29% dintre femei, preferatul de departe al doamnelor rămâne cine? Alexandru Ioan Cuza. Da, uniform. De departe, uniforma, cum să nu, mândră, țară, tânăr, colț de rai. Deci, nu? Ce să mai... Uniforma militară și la vremea respectivă, uniforma militară era chiar nu, care arăta foarte bine, așa, preferat de doamne, dar se pare și nu numai pentru asta, mai este, pentru că în jurul lui Alexandru Ioan Cuza s-au țesut și acolo povești despre... el, despre doamne, Nu, dar Ducuza a trăit separat de soția. S-a trăit cu amanta lui, Maria Breno, nu scapă acum numele, dar oricum, a făcut 2 copii, a fost mazilit în urma unui... Puci. Poftim? Unui puci.
în primul rând a unui puci, a unei alianțe politice odioase, a conservatorilor cu liberale, liberale cu conservatorii în perioada lui Cuza, sau se iubeau așa cum se iubesc, se iubește acum Băsescu cu Antena 3, știi? Cam la modul ăsta. Dar pentru că Cuza... Pentru că interesul național o cerea... Pentru că voievodul, pentru că domnitorul Alexandru Ion Cuza era, să nu folosesc o cacofonie, știi, pentru că Cuza sună, nu știu cum așa, că Cuza, dar așa, sună chiar și un pic eretic, știi, nefericit. Pentru că domnitorul Alexandru Ion Cuza a intervenit cu niște reforme care au pus bazele unui stat, noi n-am fost niciodată un stat până la Cuza, am fost doar niște provincii sub diferite dominații de-a lungul secolilor și le-a afectat interesele conservatorilor, le-a luat pământurile și Cuza a dat 2 milioane de hectare de pământ țăranilor în proprietărindu-i, da? Și multe altele, și pentru că liberalilor a intervenit în administrarea fondului bisericesc, biserica tăcută și complice pentru secularizare, nici astăzi nu le iartă. Cuza foarte rar este pomenit în slujbele bisericii. Biserica nu le-a iertat niciodată pe Cuza, chiar dacă una din aceste reforme fondul secularizarea averilor mănăstirești, averi care erau duse într-o altă țară, adică la muntele la Athos, care aparținea Greciei, iar România era subordonată direct din punct de vedere religios. Adică o țară întreagă de sclavi pentru o altă țară de credincioși, să spunem. Sau pentru prosperitatea unei alte țări. E bine, plus că el cu această amantă a lui a avut doi copii, cu soția sa n-a putut să aibă niciun copil, le-a fost foarte mare frică, foarte, foarte mare frică de un fel de hegemonie, știi, la tron. Și în felul acesta să fie primul domn pământean, copii, Cuza și ceilalți să fie primul domn pământean adică pământean de-al nostru, băștinaș. Cu toate că, după Convenția de la Paris, când i s-a dat lui Cuza dreptul de a face aceste reforme, era stabil clar 7 ani de domnie. Și în 60, el a venit în 59 și în 66, când a fost mazilit în noaptea de 9, spre 10 februarie, amanta lui cu care dormea în pat știa, a fost nu informată. Se poate. Nu pot să cred. I-a luat pistolul din Cuza, dormea întotdeauna cu pistolul pe noptieră și s-au însertat. I-a luat pistolul, armata pentru care trădare nu va fi iertat, nu cred eu din punctul de vedere, va fi pătată pentru totdeauna că nu și-a cerut scuze. Armata a coabitat, garda regală, garda domnitorului a trădat, a coabitat și au pătruns în iatacul și în palatul domniei sale, au spart ușa, l-au încătușat și l-au pus să scrie abdicarea pe spinarea unei iude trădătoare, colonelul, șeful de gardă. Scrie aici că pleci și ne lași în pace. El s-a trezit să se ducă la pistol, nu a putut, iar când l-a scos de pe sălile palatului, soldații plângeau și au întors cu fața la zid și a trecut în spatele lor, pentru că ei plângeau în sensul că Cuza a fost iubit tare. Le era frică de o anume reacție. Și în 66, de aici marea lui, l-a adus după aceea brătienii pe primul rege din familia Hohenzollern deghizat, ca să nu vadă turci, o poveste întreagă. Poveste. Adică știi cum, ca doi infractori, adică brătianul l-a adus pe acest prim rege l-a adus, știi cum, de plină conspirativitate, cu pălării, pe Dunăre, mascați, cu gentuță pus acolo, nimeni nu știa cine și ce vor acești doi domni. Și l-a adus, i-a dat țara pe mână și știm foarte bine, o parte dintre noi știm foarte bine ce a urmat după 1866. Da. Mai sunt câteva titluri interesante în presa de astăzi, o să le discutăm. Fostul procuror, am văzut Nițu, are o problemă este anchetat, mai mult decât atât a avut o problemă și numai ce a scăpat de coloana oficială care îl tot ducea dintr-o parte în alta și a fost implicat într-un accident, sau mă rog, cel puțin mașina în care domnia sa a fost implicat, nu neapărat, era șoferul, era cu teren, dar știi ce înseamnă, vezi, obiceiurile astea proaste, când toată calea se deschide, știi? Dar a trecut să deschizi parcă semnul.
Data trecută când au demarat, i s-a deschis pe bagaj. Acum s-a pupat, mâine pe mâine... Cine știe ce se poate întâmpla? Se poate zgâria un pic. Ce se poate întâmpla așa, motivat de faptul că ai lui colegi procurori, astăzi, sau vă rog, foști colegi, sau colegi încă, îl anchetează pe o speță legată de Oprea și de coloane oficiale și de tare multe lucruri. Tare multe lucruri. În Germania s-a întâmplat ieri o tragedie și asta în Germania. În Germania la care noi ne raportăm, vorbim de siguranță, vorbim de trafic, vorbim de Germania ca o țară în care nu se poate întâmpla mai nimic grav. Ieri un accident de tren în Germania, 10 morți și peste 80 de răniți. Vorbesc specialiștii despre erori umane. A fost incredibil, undeva în landul Bavaria, în zona München, la vreo 60 de kilometri de München, s-a întâmplat la Rosenheim, parcă s-a întâmplat această... E o ipoteză. S-ar putea ca aceste erori umane să fie generate de erori materiale, adică știi tu cine se mai... Și asta în condițiile în care spuneau ei că au un sistem de frânare performant, foarte performant, preventiv. În care au investit sute de milioane de euro în toată țara, un sistem de frânare care n-a funcționat și sunt tot felul de întrebări ce s-a întâmplat de fapt și asta într-o țară, spuneam, care dă în Europa cel puțin ora exact. Poate vom afla în curând din cauza faptului că niște cabluri de cupru au fost furate. Au fost furate, da. Întrebarea va fi și întrebarea pe care ne-o vom pune firesc, câteva cine sute a făcut? Metri, sute de metri de cabluri de cupru sau din ce fie alea așa au fost, sau mii de metri au fost furate, nu știu așa. Da, Doamne ferește, o tragedie acolo. S-a dus cablu, taci și... Cum spuneam, o tragedie, 10 oameni au murit în această tragedie din Germania, care a ridicat din nou foarte multe semne de întrebare vis-a-vis de siguranța feroviară și siguranța cetățeanului la modul general, într-o țară în care se dă ora exactă atunci când vorbim de Europa. Și pentru că vorbim de ora exactă, maestre, trebuie să povestim după, pentru că A venit ea? A venit ea. Suverană, necruțătoare, trufașă, indiferentă și pragmatică. Publicitate, revenim, mai povestim, mai discutăm, pentru că avem suficiente materiale. Publicitate, revenim. Da, am revenit aproape de ora 8. Nu uitați însă la 9, dragii mei, transmitem conferința de presă de la Palatul Areni, acolo în sala ovală, în sala de cristal, sub înaltul patronaj, nu al primarului, sub pe vegheat, să spunem așa, de privirea cruntă a lui Ștefan cel Mare. Primarul Ion Lungu va susține această conferință de presă, va spune ce? Probabil, printre altele, dacă va fi întrebat, va da răspunsuri legate și de candidatură și de unde, dacă va da, dacă nu va da, ne va spune sau nu ne va spune. Am eu senzația că ne va spune. Asta nu știu de ce, așa malițios, dar probabil că ne va povesti de dimineață. Gheorghe Flutur, responsabil de regiunea de Nord-Est la campania electorală a PNR pentru alegeri locale, o știre din pagina a doua din Monitor de Suceava. Vorbim de politică, domnii mei, deci responsabil Gheorghe Flutur, experiență în a coordona campaniile electorale, chiar la nivel național. Pardon, are o menire complicată, e vorba de Moldova, o Moldova oarecum înroșită așa în ultima perioadă. Prin vicepreședintele PNR la nivel național, senator Gheorghe Flutur, va coordona campania electorală a PNR pentru alegerile locale în zona Moldovei, asta în urma deciziei luate luni de Biroul Politic Național al Partidului. Șeful campaniei electorale a PNR a fost desemnat secretarul general al Partidului Ilie Bolojan, iar coordonatorii politici ai campaniei, cei doi copreședinții PNR, Alina Gurghiu, respectiv Vasile Blaga, Biroul Politic Național al PNR, a desemnat trei responsabili regionali, și anume Ioan Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba pentru zona Transilvania, Gheorghe Flutur, prim vicepreședinte al PNR pentru zona Moldova, și Cristian Buic,
Can, vicepreședinte PNL pentru zona Muntenia. Adrian Săptoi va fi purtătorul de cuvânt al PNL, iar Ion Ivașcu va avea funcția de trezorier. De menționat că Gheorghe Flutur a condus de-a lungul timpului mai multe campanii electorale naționale, de la alegeri locale și parlamentare, la alegeri prezidențiale sau europarlamentare. Flutur este candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, funcție pe care a mai deținut-o în perioada 2008-2012, atunci când alegerile pentru șefia CJ s-au desfășurat prin vot direct. Era vorba de acel vot uninominal. Votul uninominal care consfințea, să spunem, oarecum... aveai oarecum legitimitate, nu erai neapărat ajuns într-o funcție prin prisma unui troc politic. Așa se va întâmpla însă în 2012. Gheorghe Flutur va fi la vârf de lance al PNL pe lista de consilieri județeni. De acolo însă, până la a ajunge președinte, înseamnă să câștigi cât mai mulți consilieri ca să poți să ai liniște, să spunem, dacă e bine spus așa. Și prin prisma alegerii conducerii Consiliului Județean, e vorba de președinte și de vicepreședinți, cât și prin prisma proiectului pe care ți le propui pentru perioada următoare, nu? Domnule președinte, ca să zic așa. Ca să zici nu. Nu? Nu, e o misiune importantă pentru președintele Partidului Național Liberal Gheorghe Flutur, organizația județeană, evident. E o misiune cu două, cu 3-4 tăișuri, e o misiune, e o obligație pe care va trebui să o administreze, să o gestioneze extrem de pragmatic. Acum, de rezervele sale energetice, de puterea sa de dăruire și de mobilizare, nu vorbim. Dar vorbim de faptul că așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp în politică și mai ales, nu știu, ca un mister, așa la nivele foarte înalte, s-au strecurat o groază de iude. Oameni duplicitari, oameni fără coloană vertebrală, oameni fără valoare morală, oameni dispuși la trădare, dispuși la compromisuri și dispuși la vânzare. Trebuie să fie foarte prudent pe aceste valiere de cine se înconjoară, știi cum se spune în termeni mai puțin sociologici. Atenție mare. Cu cine te însoțești în această misiune sau în drumul tău, în călătoria sa. Noi avem o experiență. E îngrijorătoare cantitatea de iude, chiar dacă au titluri universitare, chiar dacă au, știu eu, cumpărate sau pe bună dreptate, că valoarea, să știi, ca un paradox, o știi foarte bine, o subliniez, nu ține loc de caracter. Adică nu neapărat cei care au valoare au și caracter și au și coloană vertebrală. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Dacă Moldova roșie, îngrijorător de roșie, zdrobită de neputință, de sărăcie, abrutizată de lipsa speranței și alternativa vieții într-o lume civilizată, când Moldova rurală se trăiește, cu excepția curentului electric, la fel ca în Evul Mediu, la fel ca în Evul Mediu, și știu foarte bine la ce mă refer, la relațiile sociale și la formatul, comportamentul uman și nu neapărat la instituții și la clădiri. Deci nu vorbesc de cămine culturale luxoase, nu vorbesc de nimic altceva, la viața în sine. La viața în sine, oamenii în România rurală, în Moldova rurală, au rămas ancorați în cutume primitive, păgâne, le ridică altare acestor cutume, iar pe procente de peste 80% sunt efectiv zdrobiți de sărăcie și neputință. Și trăind două secole, și trăind 50 de ani în sărăcie, în lipsa alternativei, trăind și încă 26 de ani programatic, cum am mai discutat noi aseară, și calculat, ținut cu o cruzime fără margini, ținut această regiune într-o sărăcie controlată, până la limita, până la frontiera animalicului, știi, dezumanizării, până la pierderea totală, că totuși mai au nevoie de om. Mai au nevoie de om, ei n-au nevoie de animale, că chiar de animale. Au nevoie de om la limita abrutizării sale finale. Și atunci misiunea acestui, în această campanie, domnului Flutur, va fi foarte grea. Botoșaniu e roșu. Botoșaniu parcă face parte din Republica din Tighina, nu din Republica Moldova. Parcă ar fi în Transnistria. Așa, sau din Ucraina, undeva, știi? Unde clanurile mafiote stăpânesc
toate palierele sociale, culturale, economice, politice și așa mai departe, dar vrei la modul cel mai ceva, sălbatic. Vreți să transmiteți ceva domnului primar Ion Lungu? Transmiteți salutările noastre primarului Ion Lungu. Statuile vor fi și mai mari de acum, nu ca în Coreea de Nord, da, vă rog așa. Așa, și și un eventual eșec s-ar putea să fie decontat doar de el, în stilul clasic românesc, a carul pe un. Da. Tu ai organizat campania electorală pe Moldova, tu ai scos scor de 70% pentru, din cauza ta, PSD-ul la Botoșani a făcut 70%, la Vaslui a făcut 80%, în aceeași măsură există la Neamț, așa, la Suceava, mai așa, la Iași, la fel, în Iașul rural, știi că Iașul rural e cum e Fălticeniul nostru, zona Fălticeniului, știi, din punct de vedere al trăirii doctrinare, adică de stânga. În aceeași măsură există și varianta... Sau votează stânga. Există varianta ca lucrurile să meargă bine și atunci la fel laurii. Da, acestea dar sunt apropo de votul, dar apropo sunt foarte sceptic. Apropo de votul, votul pe listă, să spunem, în Consiliul Județean, ne aducem aminte că Suceava a trăit așa a avut o experiență așa în anii 2000, cred, sper să nu greșesc, atunci când Convenția Democrată jubila încă sau nu mai... cred că 96. Cred sau 96. Nu 2000. Când da, 96, Convenția era pe val atunci. Da, 96 în perioada aia când Convenția venea la guvernare în 96. Fii vicepreședinte de Consiliul Județean cu două voturi, dacă știai să le vinzi ca lumea, ca târfa, dacă știa să aleagă prințul, numai, deci, atunci, în perioada aia, aleagă deci, prințul, putea să devină regină. Mârza a devenit președinte în condițiile în care nu avea o majoritate liberă în Consiliul Județean. Și apropo de oameni și de cum s-au dat unii dintre ei, inclusiv, nu vorbim doar de cei care au ajuns vicepreședinți, că e, mă rog, până la urmă un troc politic. Vorbim de cei care din convenție au votat în favoarea lui Gavrilu. Dar din convingere au votat și ei. Absolut. Au fost convinși. Au fost convinși că asta e varianta cea mai bună. Nu mai mirăm. Sunt atâtea iude. Dar am mai vorbit de sute de ori și deja pare superflu să discutăm. Toate virtuțile în țara aceasta miraculoasă creștină și pupătoare de icoane au devenit păcate. Toate ticăloșiile au devenit virtuți. A fura e o virtute, a minți e o virtute, a trăda e o virtute, a fi târfă e o virtute, a ucide e o virtute, totul este o virtute. Nu vezi? Toți oamenii normali sunt tratați ca oameni anormali. Toți oamenii care cred în valori fundamentale sunt marginalizați și le se pune eticheta, ăsta e nebun, ăsta nu e în timpul, ăsta trăiește în alt timp. Lasă-l în pace cu dale lui. Dar de ce mă? Tu ăsta mai crede în cinste, în onoare, în adevăr, în corectitudine, în cuvântul dat? Bă, ăsta e depășit de timpul și de vreme. Este timpul revanșei canaleilor, ticăloșilor. O să fim întrebați mâine poi mâine, dar ce e cinste? Ce e cinstit? Dar ce trebuie să fie cinstit? Acum, a fi cinstit e un păcat în ziua de azi. A spune adevărul e un păcat. Suverană e minciuna, trădarea, impostura, lichelismul, toate poftim. Tot veniți după o emisiune, după o știre făcută în zona bisericii, mâine poi mâine o să spunem ceva în slujbe, ceva de genul să nu fi cinstit, să nu fi... Nu cred că o să umbli chiar acolo, dar comportamentul da există, să nu fi, știi, crucea inversată, știi, inversată. Tot politic, tot pe plan, sau mă rog, în zona politicului, o știre de data aceasta din Rădăuți, în pagina a doua din Monitorul, PSD își prezintă vineri candidații din zona Rădăuți. Socialdemocrații își vor lansa la finalul acestei săptămâni candidații pentru funcție de primar din cele 23 de localități sucevene din zonele Rădăuți, Solca și Vicov. Potrivit președintele organizației municipale PSD Rădăuți, Nistor Tătar, evenimentul va avea loc vineri de la ora 17 la Casa de Cultură. Domnia s-a precizat că în cadrul acestui eveniment vor fi prezenți candidații PSD pentru primăriile localităților care fac parte din colegiile de deputați 6 și 7. De precizat că principala lansare va fi cea a candidatului Nistor Tătar pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți. Nistor Tătar a precizat că dorește să câștige funcția de primar pentru a reinstaura normalitatea în Rădăuți, dar și pentru a arăta rădăuțenilor că în 4 ani se pot face lucruri frumoase pentru ei. El a spus că ținta socialdemocraților este câștigarea funcției de primar, cât și majoritatea în Consiliul Local. Vineri.
Vom prezenta programul electoral pe care îl vom completa ulterior cu tot ceea ce vor solicita locuitorii municipiului Rădăuți, a mai spus Nistor Tătar. Acesta ocupă în momentul de față o funcție de consilier județean și este director la 10 servicii comunale SA Rădăuți. De precizat că la evenimentul de vineri va avea loc lansarea candidaților PSD din Rădăuți, Solca, Milișăuți, Vicovul de Sus, Arbore, Burla, Frătăuții Vechi, Horodnicul de Sus, Iaslovăț, Satu Mare, Volovăț, Bilca, Brodina, Gălănești, Horodnicul de Jos, Marginea, Poien, Solca, Putna, Straja, Sucevița, Ulma, Vicovul de Jos și Voitinel. O acțiune, să spunem așa, în forță oarecum în zona Rădăuța celor de la PSD, care își lansează, încearcă să fure și reușesc, bineînțeles, să fure startul în această, campanie. Foarte curios va fi pentru mine, cel puțin, această certitudine a lansării candidatului pentru primăria Rădăuți, e vorba de Nistor Tătar, e vorba de ceilalți care vor fi acolo și tare sunt curios dacă printre numele din, vehiculate nu sunt cumva și unii zburați dintr-o parte în alta. Îs curios, doar așa pentru mine, ca să-mi dau și eu seama cum stau lucrurile politic. Pentru că, până la urmă, cum era acum povestea cu trădarea, nu? Care e o virtute astăzi și care nu este înfierată. Dar nu numai trădarea, și nu e îngrijorare și nu e nicio exagerare. Trăim în dinamica asta noastră, ne întâlnim cu tot felul de oameni din diferite categorii profesionale sociale și vezi cu câtă compasiune te privesc dacă rămâi ancorat în anumite, știi, valori. În anumite valori cu dacă care... Dacă te bați în continuare pentru valori. Da. Valori în care unii ne-am născut și ne-am dezvoltat, unii le-am cultivat învățându-le, ne le-am asumat și așa mai departe. Adică și valori la îndemâna oricui. Adică când vorbim de valori, vorbim de valorile care se suprapun credinței. Adică nu poți să fii o canalie, nu poți să fii să ridici imnuri și catedrale crimei, jafului, minciunii, imposturii, trădării, prea curviei, știi, să spun în termeni caduci, în termeni arhaici. Întâlnirea de așa va... Tâlharul, da, va. Exact. Nu poți să faci lucrul ăsta și la același timp să fii și creștin. Nu se pot astea îngemâna. N-ai cum să fii și așa. Adică te referi la Rădăuți. Credeți la Rădăuți că... au dat lovitura, zona Rădăuți le-a dat lovitura și va fi o problemă, că tot vorbeam azi neori de Gheorghe Flutur, că va inclusiv conduce și județul problemă. Suceava, că județul Suceava parcă face parte din Moldova, nu din punct de vedere politic. Și ținând cont că la locale, votul politic este vot politic, dar într-o componentă mult mai redusă decât votul la parlamentarele de la toamnă, va avea fundamentale și neiertătoare și corozive probleme, Gheorghe Flutur, în aceste zone. Acolo... Chiar și în zona de munte, chiar dacă pare paradoxal, sublinind lucrul ăsta. Pentru că oamenii s-au disipat în Rădăuți. Există o componentă, o organizație, au cei de la PSD foarte puternică și greu de spus cum vor reuși să contracareze PNL-ul cu foarte această... greu. Numai mai cu ales... oameni valoroși. Domnule, numai cu oameni la clar, locale. Clar, numai clar. Cu oameni. Dacă ai lichele, dacă ai saltimbanci, dacă ai cartoane, dacă ai, știu eu, impostori care o fac pe Robin Hood, nu faci nimic. Ucici partidul. Îl trag în jos. Numai oamenii autentici, caracterele autentice, mai pot sparge blocada. Sunt foarte curios, maestre. E o părere așa a mea. Credeți, e o întrebare simplă, la care o să-mi dați și un răspuns, credeți că vor exista în perioada asta, va fi o perioadă de transhumanță, va fi așa un intermercato în care unii vor merge... Nu, dar pot merge acum, pentru că nu se întâmplă nimic, maestre. Nu, n-au timp să piardă mandatul. Nu, vorbesc legal. O transhumanță... Adică vor să treacă la PSD, unii care vor să treacă dintr-o parte în alta și poate încă mai sunt. Cei care vor să treacă la PSD oficial au trecut. Și cei care au coabitat... în acest amantlâc politic abject, deocamdată încă mai stau să vadă cum e cu turul 1 și turul 2. Pentru că studiile sociologice le spun foarte clar, 90% din primari în funcție, indiferent că e PC, că e UNPR, că e CC, că e UNC, că e UTC, că e PCR, el va câștiga. De aceea această migrare, nefiind turul al doilea, va fi domolită. Deci dacă erau două tururi, s-ar putea să se duce către unul mai puternic, către un partid adică mai puternic poziționat în sondaje. Nu va exista migrație acum în perioada asta care este una... Este inutilă.
doar din punctul de vedere al Consiliului Județean. Pentru că el e utilă. Dacă vor avea înțelegeri pragmatice, calculate, strict pe proiect, cunosc primari care împart voturile ca la de 20 ceva de ani. Tu ce vrei? Bă, șeful, eu sunt la PSD, știi, îmi trebuie și mie. Cât îți trebuie? 300. Rezolvăm. Dar nu-ți dau mai mult de 300. 300 eu îți dau cuvântul meu de onoare, dar nu mă uita. Când ajungi președinte de Consiliul Județean, să nu uiți că te-am ajutat. Ți-am dat 300, chiar dacă el e de dreapta. Cunosc și nu dau nume. Și au recunoscut și au făcut din asta o virtute, în sensul că le-am mărturisit ca tehnici de supraviețuire a rinocerului politic și de viclenie a omului care împacă lupul, capra și varza. Adică e un fel de ăla care la Discovery pe canalul ăla cu tehnici de supraviețuire politică, e asta? Așa, adică, da. Adică face o emisiune de la nevoie asta? Mănânci, bei și sânge de șarpe în loc de apă. Sau da? Mănânci caca de urs, ca să caca de urs, mănânci caca ăla de copac, biră. Coajă de ce vrei tu, la nevoie. Și sânge de șarpe pe care îl detești, îl bei în loc de apă. Că ai nevoie de vitamine și ai nevoie de lichide, da? Cam la modul acesta. Dar turul întâi, un singur tur a domolit această, să-i spunem, această metamorfoză hidoasă a trădării. Că și în felul acesta dumneavoastră că vedeau, nu neapărat vor oficializa trădarea, în sensul că vor trece dintr-o parte în cealaltă, însă vor oficializa, vor rămâne, să spunem, cu sufletul la amantă, da, mișcările de adică ei vor voturi. Mai cumpăra și amantei fără știrea nevestei câte un cadou. Adică cadoul ăsta va fi strict pragmatic, electoral. Bă, nenea Cătălin, ce vrei tu? Nenea președinte, ce vrei tu? Scuze. Dar sunt o grămadă de Cătălin, deci noi, poate era Cătălin Botezatul. Nu, mă refer la Cătălin din Luceafărul. Așa. Bă, nenea care lucești peste aia la cea pe geam așa. Câte voturi vrei? Ce vrei tu? Păi la tine m-am gândit cu raza luminoasă să-mi dai, să aduc la mine acasă, să pun pe masă 200 de voturi. Le ai. Dar nu uita. Dar să știi că eu nu trebuie. Floare de nu mă uita. Mi-e jenă de familia. Eu simt. Te ajut pentru că ești... Dar știi de ce te ajut? Ai fost om cu mine, mă. Ai fost om cu mine și pentru că ești om. Nu pentru partidul tău o fac. Pentru tine. Ești un om, ești un caracter, ești o valoare. Nu pentru partid. Ura. Rămân cu PNL-ul meu sau cu PSD-ul meu sau cu becalea meu. Ce spuneați de noaptea de 19 când Cuza tăcea și când soldații plângeau? Cam așa se întâmplă, nu? Istoria... Se rescrie, dar se probabil rescrie. În aceeași... Cuza a murit de inimă neagră, tot facem paranteze istorice pentru că suntem în februarie, a murit de inimă neagră, a murit de supărare și a fost adus după aceea la Ruginoasa cu pelenaj, a câștigat în contumacie un mandat de deputat în Severin, n-a fost primit în țară de rege, tot îi spunea, trimitea scrisori, am câștigat, sunt politician în Parlamentul României, nu-i cazul să vii încă, mai stai, vei crea războaie, vei crea revolte, răzmeriță, mai stai acolo. Cuza a fost un soi de Napoleon Bonaparte, nu, ca să zic așa. No, sau Napoleon nu, a avut... Adică, apropo de întoarcere, de faptul că putea să se întoarcă și întoarcerea ar fi însemnat o armată care l-a aștepta, exact, care de asta, mai departe, undeva pe acolo. Era Napoleon al treilea, în fine. Erau cam, știi, revenirea memoria de proaspătă. Revenirea de insula lui Napoleon. Și altă domnie. Era, evident că le era frică. E dovadă că din 1866 până acum legenda lui Cuza este unul dintre cei mai iubiți domnitori și cei mai cunoscuți după Ștefan cel Mare. Clar. La voievoz, domnitor, cum vrei tu să-i spui, Alexandru Ioan Cuza, deci el e intrat deja în codul genetic al românului. Alexandru Ioan Cuza înseamnă, știi tu, înseamnă, știu eu, sfințenie, aș putea spune, pentru memoria colectivă a unui neam. Primenire și la primăria Rădăuți, așa vorbesc asta prin prisma personalului, tot în pagina a doua din monitorul, vorbim despre administrație, Mihaela Cristina Cosovan, noul director economic din primăria Rădăuți, economista Mihaela Cristina Cosovan este la începutul acestei săptămâni noul șef al serviciului contabilitate, buget, finanțe, în cadrul primăriei municipiului Rădăuți. Ea a câștigat concursul organizat la Agenția Națională a Funcționarilor Publice, activat până acum la primăria comunei Horodnicul de Sus, cu mențiunea că în nivelul mai-noiembrie 2014 a mai îndemnit această calitate la primăria Rădăuțeană în baza unei detașări. Știu că primăria Rădăuțeană s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme dificile și de ce mi-am propus să depun toate eforturile pentru intrare în normalitate, spune doamna Cosovan. Are 38 de ani și o experiență profesională de aproape 20 de ani în domeniu. Dar știți ce e curios în povestea asta? Faptul că
bazinul, zona metropolitană, să spun așa, a municipiului Rădăuț este foarte, foarte căutată și a dat, cel puțin în ultima perioadă, nume grele în administrația rădăuțeană. Vă aduc aminte că actualul secretar al municipiului Rădăuț, venind tot de undeva din zona, cred, Frătăuți, sper să nu greșesc, localitatea, venind undeva din zona Frătăuții, nu știu care din ei noi sau vechi, dar de undeva din Frătăuți, acolo a fost secretar și a dorit mai mult, a venit la Rădăuți, a condus o bună perioadă, câteva luni de zile a fost mâna forte din Rădăuți, cel care a condus, să spunem, destinele municipiului, el a fost și consiliul local, și primar, și secretar, și tot ceea ce se putea la vremea respectivă, a avut așa putere absolută în Rădăuți și tot se pare din bazinul, cum spuneam eu, din jurul Rădăuțiului a venit și directorul economic actual al municipiului Rădăuți. Foarte interesant. Foarte interesant. Se trag unii pe alții, Dorele, ce să mai văd. Nimic nu e întâmplător nici în politică, nici în, știu eu, în administrație. E o rețea atât de lungă întinsă pe două secole de încuscriri și de alianțe familiale de nu te vezi. O să vezi tinere frumoase sau tineri frumoși și când afli ulterior și te întrebi, poate firesc, dar cum de dintr-o dată, dintr-un uriaș anonimat ajungi să fii acolo așa prin jocul cinstit, să-i spunem alazanului și afli ulterior că e nepotul cutare, că e sprijinit cutare. Uite, de exemplu, să-ți dau un singur exemplu. De exemplu, știi pe un domn Cărăbuș? Da. Știi cine e el și cum a avut... Da, nu, la biblioteca Bucovina. Dar cum a ajuns el pe această poziție atât de importantă? Nu. Pentru că e nepotul lui Gheorghe Psăcaru. Tot de la... Fostul la PSD, fost europarlamentar, eminență cenușină. Deci el nu spunea nimic, era un copchilaș obișnuit acolo, dintr-o dată director acolo, bă, dar cine este, bă, de unde, cine recomandă? Ce te recomandă? Vocea și talentul meu, da? Da, să așa mai departe. Și afli după aceea că Gheorghe Psăcaru, știi, celebrul rinocer, tot la Pătej, pe undeva, pe unde este așa, spunea, fiind pentru o localitate, da. Deci asta este, deci, nu, știi, când a ulterior o să afli, dar nimic cine-i nou făcut sub soare, asta frumoasă, nu? Și deșteaptă, cum de, din oceanul acesta aproape infinit al anonimatului, într-o competiție atât de sălbatică a concursurilor și a valorilor, într-o restaurare atât de, știu eu, de grandioasă a virtuților fundamentale a unui neam, apare o fătucă, director sau nu știu ce pe acolo. Și afli încet că e amanta locutare, că e nepoata locutare, că e fica locutare, care prin alianță prin căsătorie a luat alt nume și na, a luat alt nume, poți să te căsătorești și cu un băiat pe care îl iubești, care îl cheamă Oală. Și tu dacă te numeai Stanciu Georgeta, la un moment dat, acum te ajungi să te cheme Oală Georgeta Valentina. Pă, n-am auzit de asta în viața mea. Dar pe Stanciu știai. Deci aici vorbim de legea funcționarilor publici. Sau pe tatăl ei îl știai, sau al lui îl știai. Aici vorbim de concurs, vorbim de mult. Da, de toate. După anumite canoane, după anumite regulamente respectate cu sfințenie. Cu prietenul dumneavoastră, prefectul de Suceava, care conduce instituția, domnul Titi Harasim, Constantin Harasim, am vrut să are niște rezultate extraordinare, nu știați. Și va fi menționat. De pe 12 vor începe modificările, adică de azi cei? Aseară, tot persoana care m-a sunat la 12 mi-a spus că de pe 12 începe acest acest domino al prefecților, înlocuirea lor și a subprefecților, bineînțeles nu într-o anumită, știi, începe de la Galați și se duce la Botoșani, la Botoșani ia spre Suceava și se duce la Maramureș, azi în Timișoara, mâine în toată țara, dar nimeni nu știe, o traiectorie anume, adică toată lumea, că tot am luat pe mine pe Napoleon, are bastonul de mareșal, da. Sau mă rog, își are demisia în geantă sau plecarea în geantă. Da, s-au cerut de mult, s-au făcut studii, mi-a spus, da, deci nume s-au dat de vreo 4 sau 5 săptămâni, au fost monitorizate, persoanele nominalizate, li s-au studiat CV-urile. Nominalizate în sensul că la Oscar, cum e aia? Nu, li s-a cerut tuturor din județe, nominalizează niște oameni valoroși pentru prefect și subprefect. Da?
și au trimis Dorel Guliciu. Nu, nu, alo, alo, alo. Nu am fost nominalizat, ca să fie. Dorel Ivanică, Georgeta Poștilică, așa mai departe. Așa, ca să nu cu Guliciu, da, și băieții au primit CV-urile pe județe și s-au împărțit pe divizii și au studiat. Le-au ascultat telefoanele probabil sau le-au monitorizat mișcările în teritoriu. Le-au văzut CV-ul. Pe al meu ascultă background-ul lor strălucitor. Pe al meu ascultă oricum, știți, da, adică da, vorbim de CV, adică nu. De față știi că va să fii subprefect și prefect. Și o să fie concurs, domnule. Deci vă anunț. Da, o să fie concurs și deci vă dau de la gazetă. Cei deja aleși vor cei deja aleși, nu, așa, vor să câștige. Vor să câștige pentru că oamenii au intuiție. Tu crezi că cei care au ales CV-urile sunt degeaba unde sunt? Deci ei au psihologia la zi, intuiție de... de pe baza acestor criterii, domnule, deci citesc din... De... Da? Pentru posturile de prefecți rămase vacante, guvernul va organiza concursuri publice, domnule Manole. Exact, da. Da. Dar de... Vă aduceți aminte de concursul, de concursul public? Trebuie să fie școala aia înaltă de nu știu care studii securistice. O faci după. O faci, da, după. Dar nu, s-ar putea să fie o cauză, o, nu, neapărat, o, o, nu neapărat, de la caz la caz. De la caz, dacă nu găsești, dacă găsești oameni integri, extraordinari, buni, și nu au școală, școală, adică lași de izbeliște? Normal. Adică nu. Da. Adică e o nedreptate și chiar aș putea să ne adică, exagerez un pic, nu, da, și să spun că îngrădești nu e doar un... o nedreptate, e și un sacrilegiu. Nu, dar îngrădești un drept, domnule. Chiar impe... Da, dreptul de a candida. Păi nu? Adică spui, băi, dar n-ai școala aia. Bă, dar sunt integru, sunt demn, sunt onorabil, sunt alea. Am vechime. Adică, da, am vechime la... Nu mă ascultă nimeni așa ca pe mine la telefon, adică și așa mai departe, da? Adică, de ce să nu fiu? Pentru că n-ai școală. Lasă-mă că o fac după, nu? Da, s-au întâmplat lucrurile astea. Doar oftei parcă a făcut asta, școala asta, în perioada când a fost marioneta lui Băieșanu și... Dar de ce? A fost marioneta lui Băieșanu. Că băie... Doar oftei fără Băieșanu era zero barat. Aia. Domnule, ăsta este adevărul istoric. Deci Ovidiu Doroftei, actualul viceprimar al Sucevei, fără Ștefan Alexandru Băieșanu, era un nimeni. Hmm? Da, un nimeni care bântuia și prin lumea asta ca orice nimeni, ca mine, ca tine, ca alții. În politică mă refer. Ca cineva? În politică mă refer. Ca cineva, că avem aici, avem spre cineva, cineva e cu noi. Ca cineva la modul, știu eu, cineva oricare din acest ocean al anonimatului. Da, păi, acolo, așa, așa. Deci definiția e foarte bună. Deci cineva trebuie să aducă apă. Eu sunt cineva. Da. Cineva duce gunoiul. Cineva eu trebuie sunt să cineva. Deconteze această greșeală. Eu decontez. Cineva, întotdeauna. Cineva trebuie să o facă pe acarul pământ. Spuneam Doru Octavian Dumitru, poate o să putem să dăm discuția, deci cam mai, ca așa și în politică, nu numai în viață. Discuția pe care avea, să mă rog, ce recomanda el, cum să poți discursul cu nevasta. Da, da, ai dreptate, draga mea. Deci ai dreptate, din când în când, nu asculți foarte atent, dar ești atent la nuanțe, cu capul jos plecat, ai dreptate, draga mea. Deci cam în politică fac, e la fel. Mă duc să fac precum ai zis. Da, deci în politică e la fel. Aveți dreptate, domnule președinte. Aveți dreptate, să trăiți. Deci, nu, e, și atunci viitorul este strălucit. Nu am dreptate, ești un dobitoc. Da, aveți dreptate, domnule președinte. Sunt un dobitoc. Sunt un bou, sunt un dobitoc și chiar aș putea să spun că sunt un nemernic. Nu, bă, n-am spus că ești nemernic. Ba, sunt, domnule președinte. Domnul, da, pentru că dumneavoastră ați spus că sunt un bou, eu sunt chiar și un nemernic. Vă dau un exemplu, da, un exemplu, o să spun așa, de pe care l-am auzit, nu l-am văzut eu neapărat. Era o poveste interesantă, colegii mai știu, mă repet, că toți suntem aproape de publicitate. Pe vremea când fostul liceu, sau mă rog, liceul industrial 2, pe atunci, că așa se numea, da, era condus cu o mână foarte de celebrul Cuciureanu, celebrul director Cuciureanu, aliatul, așa era în traducere liberă. Un om, nu, așa îi spunea, vine aliatul. Vine aliatul, când îi spune că Cuciureanu, vine aliatul. De ce? Habar n-am. Nu știu, deci era dusă din gură asta în gură. Vine aliatul, asta era porecla. El fiind un tip înalt, cred că pe la vreo 2 metri, habar n-am, așa, un pic gârbovit, așa, un pic a plecat, chel, așa, avea un moc așa de killer, așa, ăsta era adevărul. Dacă intrai în mâna lui, greu scăpai de acolo, fără să... Avea o problemă cu tunsul,
fumatul, mă rog. Asta era, până în 89, încerca să țină până în 89, da. Încerca să țină în frâie și reușea cu o mână foarte să țină tot ce însemna acel liceu, dar era și hâtru la un moment dat, așa cum era el, nu prea îl vedeai zâmbind așa foarte, foarte des. Intrase într-un cămin de elevi, căminile pe atunci aveau pedagogi care, bun, nu știu, poate au și acum, habar n-am, dar aveau pedagogi care stăteau, dormeau acolo, viața lor era acolo și se ocupau aveau de... camera lor. Aveau camera. Da. Unul dintre ei de undeva, deci n-are rost să-i dăm un nume, o să-i spunem doar Sandu, nu, și spune ceva de genul, era scris, avea o poreclă. Porecla lui era bou, știi? Mm. Și, pe bineînțeles, pe budele alea turcești și așa mai departe, erau uși care erau zgâriate, rupte, tăiate, așa mai tătate, chestii. Am și fine. Pe una din ele, la intrare, era, scria mare, bou, știi? Proaspăt, probabil, pentru că scris cu ceva. Venise în control directorul la chestia aia și, bineînțeles, era însoțit de pedagog însoțit și ăsta hâtru trece frumos, vede și vede scris pe ușă bou și întreabă Sandu, cine e asta? Eu tot trebuie să trăiți. Deci cam așa era povestea. Bun, cred că mai sunt și acum, dar nu s-a schimbat nimic acolo. Da, asta așa ca istoria, da, probabil că... Nu prea s-a schimbat nimic nicăieri, știi? Da, da, într-adevăr, școala cam... Nimic, mă rog, fundamental. Luăm publicitate, dragii mei, ne întoarcem, mai povestim, pentru că mai avem câteva lucruri, zic eu, interesante. Publicitate, revenim. Da, mai avem ceva știri. Nu uitați conferința de presă la ora 9 de la Palatul Areni. Transmitem în direct conferința de presă susținută acolo de primarul în exercițiu și de după 5 iunie 2016, Ion Lungu. Bă, nu știu de ce am așa un zâmbet. Maestre, deci nu mă uit la dumneavoastră, zâmbesc, să știți. Deci mă uit la mine așa, adică, da, nu spuneam de Ion Lungu, de primar. Nu, n-am primit. Din păcate n-am primit. În continuare, poate ne trimite și ceva mesaje 0754 200123, putem primi mesaje. Nu-i Plutard, e tare bun, adică nu-i Plutard. Vă referiți la Plutard ca și candidatură? Nu, domnul, e foarte bine. Candidatul PNL pentru funcția de primar, ce va fi Ion Lungu? E un istoric aici în monitorul, în pagina 3 din monitorul. Nu, fără semn întrebări, nici cu semn exclamări. E o certitudine. Cu doar câteva luni înainte de alegerile locale programate pentru 5 iunie, lucrurile par să se limpezească în ceea ce privește candidații la funcție de primar în municipiul Suceava. Știm de Mișcarea Populară, știm de ALDE, știm de PNL acum mai nou, încă nu știm de PSD și e greu de spus cine va fi, că în aceste, pentru că în aceste condiții, dacă va candida, dacă Ion Lungu este certitudine și se pare că este o certitudine candidatura domniei sale din partea PNL-ului, nu va fi foarte mare înghesioială la PSD, pentru că deja e o mare problemă. Nu, deci, nimeni nu dorește să piardă. Cel care se va înscrie va deconta, va primi eticheta de loser. Ciuca bătăilor. Ciuca bătăilor ești atunci când ești înfrânt de mai multe ori, știi? Consecutiv. Nu, da, va spune tu. Toți vor arăta cu degetul. Vei purta aceasta anatemă. Da, vei purta aceasta anatemă. N-ai știut să duci campania. Noi am încercat. Noi am vrut. Să fie loser. Nu se va scrie nimeni să fie victima, știu eu, nefericită a votului public și să se treacă acolo în CV cu statutul de candidat la primăria municipiului Suceava, a înfrânt cu onoare, cu demnitate și cu mândrie. Totuși, pentru binele partidului, dacă o luăm pe partea elaltă, ei au nevoie de consilieri în Consiliul Local și la Consiliul Județean. Deci cineva trebuie să se sacrifice, cum mai are PNL-ul în anumite orașe din, sau municipii, cum vrei să le spui tu, în județ probleme. Vrei voturi la Consiliul Județean, trebuie să pui un candidat care să atragă voturi și pentru Consiliul Local, adică consilieri, să ai o poziție sau, dacă te-ai resemnat, în eventualitatea că te-ai resemnat, pornești... Nu câștigi tu, dar faci ceva pentru partid. Faci ceva, trebuie să sacrifice cineva și nu oricine. Adică nu poți să trimiți portarul de la partid să candideze
oricum pierdem. Știi, n-are rost să-l trimitem pe Ionescu sau pe Popescu, că oricum pierdem. Nu, trimitem pe un candidat bun ca să recuperăm pe partea județului, consilierilor județeni și pe partea consiliului local. Poți să o faci cu portarul, dar depinde de background-ul portarului, depinde de pregătire, că s-ar putea să facă mai multe decât un candidat deja care e intrat tot în cursă și aleargă ca bezmeticul de 3 luni de zile. Și tot dă comunicate prin presă și tot adresează întrebări retorice ca în anii 90. Știi, cu o violență incredibilă. Sub titlul propunere fermă, senatoarea Stelena Miron vrea interdicție în cluburi pentru persoanele agresive. Domnule, deci o știre pentru dumneavoastră, pentru toată lumea, adică senatorul liberal Stelian Miron va să inițieze o propunere de modificare a legislației prin care persoanele agresive și care au primit condamnări definitive să primească interdicții de a intra în cluburi. Practic, măsura ar urma să fie implementată în genul celei care se practică în cazul huliganilor interziși pe stadioane. Nu este normal ca indivizii care provoacă scandal și dezordine în cluburi să aibă acces în continuare în astfel de locuri. Eu cred că este o măsură de bun simț ca acești indivizi certați cu legea să primească interdicții, iar în cazul în care le încalcă să fie arestați să răspundă pentru faptele lor, mai spune senatorul Stelian Miron. Parlamentul Suceavei a luat atitudine după ce o fată de numai 20 de ani, Salva Motis, în județul Hunedoara, a fost înlocuită în bătaie într-un local din Valea Jiului și asta trebuie spus sub privirea vigilentă, să spunem, a celui care, a vecinului de masă, a prietenului sau nu al bătăușului. E vorba de un jandarm. Un șandar care a stat, a asistat la bătaie și n-a făcut mai nimic. Au găsit și motivul. Știți care a fost motivul, maestre? Era în timpul liber. Nu. Că a fost agresat, nu știu ce perioadă, a luat bătaie sau ceva de genul ăsta de la ala și a suferit o traumă și era frică era să frică. Se bage și practic de aia nu s-a băgat. Nu e circunstanță atenuantă, domnule. Nu, dar de ce mai era jandarm? Nu, dar vezi că doamna senatoare n-a vorbit despre jandarm. Nu. A făcut referire doar la clubul. Dar știi de ce n-a vorbit despre jandarm? Pentru că nu e politic corect. Corect politica lui? A te lua de uniformă este dezavantajos. Politica lui corect, incorrect. Deci ne luăm tot de ceilalți. Cu toate că, după părerea mea, acel individ are statutul lui de gorilă, de orangutan, condamnat, un ziarist sechestrat, bătut până în pragul morții, peste care, deci statutul lui e de gorilă. Pentru asta au făcut nu știu câți ani de pușcărie. După părerea mea, ca o traumă și ca un cancer în sistem este nenea în uniformă, pentru că nenea în uniformă, jandarmul este plătit din banii publici, pentru că are privilegii, salarii, venit și statut social în uniforma statului român, pe care o plătește și Dorel Guliciuc de la Ipotești, Suceava, și Ioan Manole de oriunde este el și alții și alții. Din cartierul 8. Deci da, din cartierul 8 în momentul de față, că mâine s-ar putea să fie un cartierul Manole. Deci acela, eu mi-aș fi îndreptat atenția și furia, dacă vreți să spun, etică, sociologică, deontologică și pragmatic politic, împotriva jandarmului care a dovedit prin lașitatea lui o coabitare cu orangutanul agresiv. Asta care pe material a fumat în continuare la masă fără niciun fel de problemă, nici măcar să spună ceva de genul. Acolo e vina cea mai mare. El are statutul lui de borfaș, de golan, de pușcăreaș. E treaba lui. Era alcool, după aceea l-am văzut exprimându-și public regretele cu lacrimi în ochi. De crocodil sau nu mai știu. Cea mai mare traumă în punctul de vedere al conviețuirii sociale e acelui pigmeu în uniformă, care nu era în uniformă, dar care a stat cu spatele pentru că era un pițifelnic laș. Și după mine el trebuia să fie dat, am înțeles că îl judec acum, trebuia să fie suspendat imediat, trecut pe linie moartă și dat afară. Mergi, mă băiatule, țară, și câștigă-ți tu existența unde vrei, mă. Într-o țară firească, da? Într-o țară ești liber, normală, mă, o țară normală, cu legislații, cu demnitate și cu onoare, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, era plecat nu numai afară, ele, erau plecat șefii pe linie erarhică și probabil Tobă n-ar mai fi fost acum ministru de afară, pentru așa ceva, tu să asiști, adică alături de tine este ucis cineva, tu ești jandarm în uniformă armate române și tu fumezi ca un animal, bă, chiar fiind în timpul tău liber, nu contează, ar fi trebuit civic. Vrei să-ți dau un exemplu de faptă civică, ce a făcut Băsescu în timpul lui liber?
O dată conjurătură cu cu o ziaristă, la market. Da. Și a fost deci ce s-a spus întotdeauna atunci că funcționa cel om plătit din bani publici nu are timp liber. Da? Nu era în timpul liber Băsescu, atunci nu l-au tocat, că nu poți să fii jandarm în timpul liber când ești în uniformă și în timpul liber să fii spărgător de vile, de case, infractor, traficant. Poți. Nu? Poți să fii proxenet în timpul liber? Poți. Da, cu riscurile de rigoare, evident. Poți, nu? Cum nu poți? Adică dar nu să-ți mai asumi statutul. Corect. Ești prins, plătești corect pentru faptele corect tale. Deci corect nu ești jandarm doar în timpul liber. Ești jandarm tot timpul. Da, e o discuție interesantă. Am să merg însă în pagina a patra din Monitorul de Suceava și vreau să mai dau o știre așa din când în când, adică cred că printre ultimele știri pe care vor mai veni din zona instituției prefectului, condusă de prefectul Constantin Harasim, 1,6 milioane de lei alocat județului Suceava pentru finanțarea etichetelor sociale pentru grădinițe. Județului Suceava au fost alocați de la bugetul de stat 1,6 milioane de lei pentru finanțarea în acest an etichetelor sociale pentru grădinițe. Drept stabilit de legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate. Anunțul a fost făcut ieri de încă prefectul Constantin Harasim, care adăuga că instituția pe care o conduce împreună cu Inspectoratul Școlar și asociație va organiza o sesiune de informare a primarului și directorului de grădiniță asupra modului de implementare a programului. Cei mai mulți bani, mai exact 3,192 de milioane de lei, au fost alocați județului Sibiu, acesta fiind urmat de Bacău și Tulcea. La pol opus se află Bucureștiul, Timiș, Vrancea. În total, pentru cele 42 de județe de la bugetul de stat, au fost alocați 55 de milioane de lei pentru finanțarea în 2016 etichetelor sociale pentru grădinițe. Etichetele sociale pentru grădinițe vor conduce la reducerea abandonului școlar de la 18,5% la 11,3%. Cel puțin astea sunt probabil studiile care au stat la baza acestei legi 248/2015. Și care e meritul lui Harasim aici? A citit știrea, cum adică? A dat știrea, publicitatea. Nu, dar de ce a dat-o el și de ce și-a pus fotografia? De ce și-a atașat să-i spune... Pentru că e mai mult ca prefectul, domnul Manole. Poftiți? E mai mult ca prefectul. Asta e chestiune guvernamentală, n-am nicio treabă cu el. El trebuie să se ocupe de multe, să vadă cum e cu H1N1, cu gripa porcină. A fost stabilit, Da, păi se ducă să facă controle în vamă la portbagaj. A făcut filtru acolo. Să speli mașinile de la care intră în țară contaminate de virus. Poate are altceva mai bun de făcut. Să se ducă să speli pe dinți. Poate are mult mai multe alte lucruri de făcut decât să dea comunicat din astea stupide și să ne lase în pace, domnule Harasim. A profanat instituția aceasta a prefectului. E cel mai black prefect din istoria, cel mai black prefect și cel mai anticarismatic individ pe care l-a avut vreodată Suceava în 26 de ani de pe poziția asta care să-i spunem a stat la baza instituției. Hai să vă împeseresc să vedeți că nu degeaba se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și pentru că la Suceava avem un comitet județean pentru situații de urgență, tot în pagina a patra, avem o altă știre, tot în monitor evident. Am văzut-o și pe care spune monitorizare la Coteț. Din cauza denumirii gripă porcină cu ghilimele de rigoare, comitetul pentru situații de urgență condus de prefectul Harasim le-a cerut veterinarilor supravegherea porcilor. Șeful direcției veterinare, domnul dr. Leon Postolache, confirmă că virusul gripal H1N1 se transmite doar de la om la om, că nu a fost izolat până în prezent de la animale și nu există nici indicii conform cărora virusul ar fi prezent în lanțul de producție a cărnii de porc. Și spune în continuare presa și făcând pe același principiu de denumire, comitetul ar trebui să dispună și supravegherea măgarilor din cauza tusei măgărești. Deci, în momentul asta e gaful monumental, asta trebuie transmisă tuturor televiziunilor și site-urilor din București, domnule. Gaful monumental, iar individul și cu prefectul acum, prefectul ar trebui să plece în secunda asta, nu mâine, nu poimâine. Dom'le, nu ții rușine, ne faci de râs la nesfârșit. Dar nu te uiți în oglindă. Și băiatul ăla la fel. Asta denotă incultură sălbatică, domnule. Asta denotă prostie dusă la superlativul cel mai înalt posibil și cel mai greu de atins. La nivel instituțional vorbesc. Da, cum poți să faci gafa asta monumentală fără să decontezi și să te mai uiți în oglindă să nu-ți fie rușine că ești hrănit din bani publici pentru asemenea tâmpenii? Vreau să vă dau o informație. Dovadă că sinecuriștii politici, în lor majoritate, sunt niște analfabeți funcționali. Cred că va deconta. Cum?
Acum el oricum trebuia să deconteze acum, dar cu cât fiecare secundă care trece cu individul ăsta în funcție, este o secundă a ororii și a rușinii și a blasfemiei. Da, din păcate, din timpul nostru. La adresa asemenei instituții. Universitatea și admiterea sunt în atenția presei, pagina 9 din monitorul, cum se va da admiterea magistrală la Universitatea din Suceava. Cele 9 facultăți ale Universității din Suceava au stabilit condiții de admitere pentru anul universitar 2016-2017, viitorii studenți urmând să fie admiși după aceleași reguli ca și anul trecut. Astfel, facultățile păstrează modalitatea de calcul a mediei de admitere, respectiv pe baza mediei și anotelor de bacalaureat. Mediile sau anotele obținute de candidați în timpul anilor de liceu nu vor fi luate în considerare. Admiterea de la Universitatea din Suceava se organizează în două sesiuni, 18-29 iulie 2016 și 5-16 septembrie 2016. Sunt aici și condițiile de admitere. Bineînțeles, dacă o să fiți curioși, o să vedeți că de la facultate la facultate condițiile, să spunem, procentajul sau procentele diferă de la facultate la facultate, dar asta, bineînțeles, vă găsi în monitorul în pagina a 9-a. Din toamna acestui an, taxe mai mari chiar și cu 1000 de lei la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. E o altă știre din pagina 9-a. Noul an universitar va aduce taxe mai mari pentru studenții Universității din Suceava, reprezentanții instituției majorând taxele de studiu pentru programe de licență, masterat și doctorat cu o medie de circa 16%. Concret, pentru domeniile de licență, dar cele 9 facultăți ale universității, creșterea se situează între 100 și 800 de lei, iar pentru domeniile de master, majorările se cuprinse între 100 și 600 de lei. Cei mai afectați de ajustarea nivelului taxelor de la USV sunt viitorii doctoranzi, care vor trebui să scoată anual din buzunare circa 4.500 de lei, cu 1.000 de lei în plus față de cuantumul taxei din acest an. Se dau și exemple. La calculatoare taxele s-au mărit cu 800 de lei, 500 de lei în plus la inginerie alimentară, 4.000 de lei taxa anuală la departamentul de sănătate. Cam astea sunt cuantumurile. S-au mărit taxele. Întrebarea este, pentru că de ce? Pentru că există cerere, domnule. Încă? Există cerere. În România nu avea studii superioare, este cel mai mare păcat. Mai bine ești criminal decât, mai puțin ești stigmatizat ca și asasin decât a nu avea studii superioare. E o prejudecată. Vedem în jurul nostru ce se întâmplă. A nu avea doctorate furate sau nu, sau masterate la fel, este o mare, un mare atentat la cariera ta de individ în această, știu eu, mlaștină vâscoasă, știi? Asta este. Există cerere, există preț. Oamenii vor să-și facă masterate să plătească, vor să-și facă doctorate să-și plătească. Asta e peste tot în lume. Dacă nu reușesc, nu e obligatoriu. Nu este nici, nu te dă nimeni afară din univers dacă n-ai doctorat sau masterat. Deci sunt atâtea chelnerițe cu masteruri în cascadă, să știi, Bologna și așa mai departe. Sunt atâtea, e plin bazarul de oameni fără alternative și fără viitor și marile, care au studii superioare. Și, drame! Și opțiunea lor. Și marile magazine pline de casieri, da, care întrebă exact, le-au este opțiunea lor. Da. Este opțiunea lor. N-au alternativă. N-au alternativă în Suceava. Asta este mare problemă. N-au alternativă în Suceava. Știu, e greu, e dramatic. Dar universitatea speculează piața. Da, clar, clar. Vrei doctorat, plătești. Nu. Poate în felul ăsta o și va igieniza. Ai să fii un doctor șomer. N-ai să fii doctor, un doctor o să trăiești liber sub soarele strălucitor al patriei. Nu e obligatoriu. Nu te condamnă nimeni dacă nu ești doctor și masterant. Blocajul de pe piața lemnului continuă în ciuda măsurilor recente luate de guvern. Eu știu din pagina 10 din monitorul. Una din cele mai recente măsuri luate de Ministerul Mediului cu privire la deblocarea licențelor de masă lemnoasă, respectiv demiterea în bloc în Consiliul de Administrație a Rumsilva, nu a reușit să contribuie la rezolvarea tensiunilor din interiorul sectorului și reluarea parametrii normale activității. Blocajul continuă, întrucât, deși guvernul a modificat regulamentul de vânzare a maselor lemnoase prin hotărâre de guvern, aceasta nu a fost publicată, iar noua decizie de prețuri de referință pentru masa lemnoasă care trebuie aprobată în baza acestei hotărâri de guvern este în continuare blocată. În plus, noua decizie de prețuri este elaborată în continuare unilateral de Rumsilva, netransparent, ministerul neasumându-și niciun rol de mediere. În consecință, Rumsilva continuă să țină licitații în baza vechiului regulament și a vechii decizii de prețuri. Blocajul este în continuare total la 2 săptămâni de la protestul din București, spun cei de la Asociația Forestieră Bucovina într-un comunicat de presă transmis recent. Ieri, protestul forestierilor a ajuns la Neamț, un alt județ cu tradiție în exploatarea și producerea maselor lemnoase, pierderi de sute de milioane de euro și 130.000 de locuri de muncă afectate. În piață, mai spune presa, sunt doar 1,5 milioane de metri cubi de masă lemnoasă în loc de 4,5 milioane de metri cubi. Dar vis-a-vis de această discuție,
Am văzut, mă rog, ieri am auzit în trafic, pentru că acolo mă petrec marea majoritate a timpului, am auzit pe radio-uri o informație venită din Albania. Ca interzis tăierea pădurilor timp de 10 ani, da? Timp de 10 ani, da. Ce vrei, să se sinucidă România? Vrei țara aceasta să moară fără averele nababilor? Albania a hotărât că nu trebuie. Albania, bun, în primul rând să mai spunem Albania. Ceva. Albania, domnul Manole. Domnule, vrei să mai spun ceva? N-am spus Austria. N-am spus Germania. Domnule, Albania. Îți răspund. Albania, 80% este musulmană. Și am pus punct. Eu așa văd lucrurile. Și din acest punct de vedere. Foarte important. Poate excentric, poate nefiresc. În Albania, altfel sunt respectate regulile. Albania, încet, încet, o ia și înaintea Bulgariei și înaintea României. Ai văzut autostrăzi în Albania? Făcute în ultimii 20 de ani? Săpate în munte? Mai ieftine de 5 ori ca în România? Ce a făcut justiția în România cu cei care au jefuit și ți-am mai spus și ți-am trimis și aseară pe mail? 1600 de miliarde de euro și-au distrus o țară și o economie pe toate palierele ei. Ce a făcut această oarbă doamnă cu balanțele în stânga și în dreapta? Cum s-au putut fura 1600 de miliarde de euro? Cum au săpat albanezii ciuca Europei? Au săpat autostrăzi? Deci se taie respirația în granit, în munte, în rocă, în stâncă și cu de 2-3 ori prețul mai mic ca în România, care e mâl. Și în România noi avem acum, am ajuns la paradoxul rușinii planetare, să plătim un număr de kilometri de autostradă și să avem minus 12. Pentru că s-au prăbușit cele ce s-au făcut ca mitul la care noi ne vorbim de autostrada la Deva Orăștie, parcă acolo undeva, nu? S-a produs. Cum e posibil așa ceva? Nu știu. Păi cum? Păi de asta zic, Albania a interzis și în Albania se respectă. Și eu cred că totul pornește de aici. Dar noi vorbim de aer, de respirat, vorbim de eu vorbesc de cultură, de civilizație, de educație, de respectarea normelor și de limită și de măsuri. 80% musulmană, da? Da. Și am pus punct. Da. Știi ce minister au înființat ăștia în Arabia Saudită? Zilele astea? Iluminați-mă. Ministerul Fericirii, domnule Dorel. Și nu e o glumă de Times New Roman. What? Ministerul Fericirii. Arabia Saudită, spuneți? Da. Zilele astea, Arabia Saudită. Ministerul Fericirii, nu-i Times New Roman, da? Da. Vorbești de civilizație? Da. Vorbești de viitor într-o țară care este robită și condamnată să-și mute creierul la nesfârșit și să-l micșoreze în intestine cât un grăunte de piper? Asta e blestemul. Ce să facem? Pupăm icoane. N-avem ce face. Da, într-adevăr, pupăm icoane, n-avem ce face. Ministerul Sănătății a mai transmis mai repede banii, ceea ce va permite o planificare mai bună a achizițiilor. Se modifică oarecum și zona achizițiilor, pentru că am văzut aici, trebuie să spun și despre achiziții ceva. Noul sistem de achiziții publice în care prețul cel mai scăzut nu mai este prioritar, a trecut de Senat. Noile legi ale achizițiilor publice conținând sute de pagini introduc o serie de modificări într-un sistem aplicat din 2006, dar modificat de atunci de peste 20 de ori. Criteriul de atribuire calitate-preț la atribuirea contractului de achiziție publică va fi obligatoriu în cazul prestațiilor intelectuale, precum cele de consultanță, asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare. Aferente unor proiecte de complexitate ridicată, iar oferta câștigătoare va fi selectată prin aplicarea unui sistem de factori de valoare în care ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%. Asta ne spune presa vis-a-vis de achizițiile publice și pentru că suntem foarte aproape de ora 9, deja e și 59 de minute, la 9 trecute fix vine primarul Ion Lungu și ne va încânta cu toate noutățile din administrația municipiului Suceava, pentru că are conferință de presă. Trebuie să spun doar că primarul Lungu, am discutat ieri, o să spunem și astăzi, a renunțat la proiectul de lărgire a podului de la Burdujeni, o ștere din Crainou. El prea ideea PNL, am discutat-o ieri, de construirea unui nou pod. Noul proiect ar costa 8 sau 10 milioane de euro. Dar trebuie 20, să preia. Trebuie să preia. Cine hotărâte că e 8 sau 10 sau 20? A făcut așa o evaluare, domnul Manole. Cum? Cum? Tehnic. Cum? Adică domnule, nu e 8, e 10, vine altul și spune 15. Domnule, poftiți. În primăria municipiului Suceava există specialiști, dacă nu știți. Am înțeles, da. Vă rog să mă scuzați. Câte poduri au făcut acești specialiști în primăria municipiului Suceava în ultimii 50 de ani? Foarte multe. Poduri și podețe, domnule. Nu au făcut niciun. Poduri și podețe. Nu, au fi făcut podețe din Lătunoaie. Așa. Care a venit apa și le-a luat. Da.
asta e viața. Dar au făcut podul Ciupodețe, deci de milioane sunt, de sunt oameni care pe nu, nu singur, spune asta e podul pe care l-am făcut noi în 25 de ani. Domnule, deci sunt oameni care specialiști care să nu mai zic, specialiști da. Care știu, care cunosc, care cunoaște, mai făcut care la, sigur că da. Au mai făcut un pod la în Cornul Lunce de 18 miliarde și avea 6 metri peste un râu. Da, da, ce pod? Da, 6 metri. Da, deci spuneam apropo de premonițiile de astea politice, știi cum preiei și cum faci, că poate cine știe, leșul ușor deschisă, poate. Da. E predecesorul lui Fron, dar e dus la regretatul deja, pentru că fostul primar de Cornul Lunciu. Și apărătoare din mandatul... de 72 de miliarde de lei. Da, așteptăm să vină primarul Ion Lungu, cel care va ține această conferință de presă la Palatul Arenei în sala de Cleștar. Până atunci să vă spun doar că vom avea parte de vreme frumoasă astăzi, perioada pe care o parcurgem cel puțin până la jumătate săptămânii viitoare, așa ca și predicții meteo. E una pozitivă, în sensul că vom avea doar valori pozitive atât ale temperaturii, atât ziua, cât și noaptea. Temperaturi care vor ajunge undeva în zona la 10, 11, 12 grade pe timp de zi, 4-5 grade pe timp de noapte. Adică vor fi temperaturi bune. A venit și primarul Ion Lungu. Domnul Manole, o zi fabuloasă. Ne mai vedem. Mai discutăm. La fel și dumneavoastră, aveți grijă de dumneavoastră. Rămâneți cu programele noastre. Nu uitați, să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici la Bucovina Activ cu mine. Dorel, la revedere!